Sute de controle ale inspectorilor ITM, în colaborare cu polițiști de la economic și judiciar, jandarmi și comisari ai gărzii financiare Mehedinți, au scos la iveală o serie de nereguli sancționate cu amenzi usturătoare. Aceste controle s-au desfășurat, așa cum am spus, în ultimele două luni. Au fost sancționați un număr mare de angajatori și pe nemulțumirea noastră, numărul de persoane fără contracte de muncă în continuă să existe pe raza județului nostru. Toate că apelurile din partea noastră au fost și vor mai fi. Și în intermediul acestei întâlniri ținem să vă reamintim faptul că principalul obiectiv este întocmirea contractului de muncă. Angajatorii descoperiți în neregulă au căutat tot felul de explicații pentru a scăpa de amenzi. Nu le-a mers însă. Ca să nu mai avem surprize atunci când venim în control la o persoană fizică, să ne spuneți că nu puteți să încheiați un contract individual de muncă. Puteți. Așa cum puteți să încheiați un contract individual de muncă unei menajere sau unei bone, așa puteți să încheiați și pentru ceilalți participanți la activitate. Persoana fizică autorizată își poate desfășura activitatea conform prevederilor articolului 4 litera A sau poate angaja în calitate de angajator terțe persoane cu contract individual de muncă, încheiat, bineînțeles, în condițiile legii. Deci, și în momentul de față, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiare pot să întocmească contracte individuale de muncă. Controlele inspectorilor ITM vor continua și în perioada următoare.